aia! Oho! Ai grijă! Da! Bă, renorocitule! Da, mă, ce? Unde e banii de era acolo la Teșghea? Ce bani, mă? Banii de era la Teșghea aia 7 milioane de am lăsat eu acolo și era chitit și era puși de mine acolo. Bine, e, mă, și altar? Unde, mă, e și altar? Că acolo m-am uitat în toate și altarele alea, vrei să te bag capul în ele. Unde e banii ce ți-ai ieșit să nu mai e din banii aia de acolo? La, luam, mă, vezi că sună telefonul. Bă, nenorocitule, mie să-mi spui unde sunt banii, lasă-mă cu telefon. Mamă! Ce, mă? Mamă! Vezi, mă, că sună telefonul, mă. Bă, să-mi spui unde sunt banii, nenorocitul dracu care ești. Bă, răspund eu! Da, bă, răspunde, bă, tâmpitul dracu, stai și caută bani. Ieși și caută banii, imediat așa. Dar vezi, mă, că sună, iete, că sună în continuare. Ieși, am zis. Alo? Da. Ce surpriză mi-ați făcut. Da. Cum să nu vă aștept, da? Da. Alo? Ce Dorela, ce Dorela, ți-a zis că te salvezi, iete, ai ajunsat și la mine, da. Deci fii atentă că am o surpriză pentru tine, nu te mai întorci la Bobiță. Deci uite încă la mine, dacă nu te pun sus pe tavan să stai să-mi zâmbești de acolo și eu mă bag în plapă, mă dezbrac frumos, încet, așa și te uiți în tavan și zâmbești, a? Ce zici? Ia cum îi zâmbești lui Dorel din tavan, ia, a? Ia zâmbește. Hai, ești ca lumea, deci abia aștept. Ce făceai, mă, aici? Nimic. Pe revistele mele? Nimic, mă. Stai, mă! Ce te-ai speriat așa? Ce să stau? Ți-a fost frică că te cășun cu bătaia sau ce? Da, mi-a cam fost frică, deci chiar m-am speriat rău de tot, nu... De ce, mă? Că să tai pe revistele mele și că te uitai, mă? Dar să știi că eu deci, doar mă uitam pe ele, n-am făcut nimic. Deci vorbeam cu Cinderela, atâta. Păi de ce n-ai făcut, mă, nimic? Dacă ai simțit că vrei să faci altceva, de ce n-ai făcut? Trebuie să-mi ceri mie voie? Da. Dorele, revistele mele sunt și revistele tale. Casa mea e casa ta. Tot ce vezi tu aici e al nostru. Și vrei să mai spun ceva? Ce? Tu... Dintre toți frații mei, tu ești cel mai bun fratele meu după pământul ăsta. Aaaa, câți frați mai ai tu, mă? Hai că m-am prins, mă. Deci, fii atent, că tu vrei să mă prinzi, mă bați pe surprindere. Așa mă știi tu pe mine. Așa mă știi tu pe mine de suflet crud și care să-ți fac eu așa ceva ție? M-ai supărat foarte tare, să știi acum. Ce, mă, tu chiar te-ai supărat pe mine? Deci, bă, Bobiță, de ce nu vorbești, mă, cu mine? Vorbește-mă cu mine, zi-mă ceva, vorba-i sta așa! Bine, bă, dar nu mai plânge, mă. Bă! Ce, mă? Stai, mă, ce faci? Nu face nimic, Doreluș. Dacă e cineva dintre noi doi care trebuie să-și ceară iertare, eu sunt ăla. Nu mai zice că ai greșit, că mă bagi în pământ. Eu am greșit față de tine și starea în care ești tu, Dorele, e din cauza mea că eu te-am adus pe tine în starea asta. Care stare, mă? Starea în care... Băi, eu îți las ție cârciuma. Cum să-l lași, mă, cârciuma? Gata, Dorele. Ce... Ce gata, mă? Îți las ție cârciuma, că eu... Că tu ce, mă? Eu mă duc. Unde te duci, mă? Mă duc la mănăstire, Dorele. Vai de capul meu! Vai de capul meu! Vai de capul meu! Bă, Bobiță, nu pleca, mă, la nicio mănăstire, te rog eu frumos! Băi, recunosc tot, Bobiță! Deci banii aia 7 milioane, eu i-am luat, mă! Nu-i nimic, nu-i nimic, Dorele, lasă, să-mi dai acum când plec, îmi trebuie, nu mie. Nu mie, că eu nu mai am treabă cu lucrurile materiale care nu mai mă interesează. E pentru că călugări acolo să le dau să-ți facă una ca tii, să-ți meargă cârciuma bine. Dar nu-i mai am cheia, am dat lui Celentano pentru o lucrare, dar fii atent că nu mai trebuie nicio lucrare, mă duc și iau înapoi de la Celentano. De ce ai dat, mă, lui Celentano? Ia, de ce ai dat lui Celentano? Vezi, drăcușorul care mă... Foarte bine că ai dat lui Celentano. Lasă la Celentano. Dorele, ce, mă, Bobiță, nu pleca, mă, nicăieri, mă. Am simțit chemarea, n-am mai avut ce să mai fac. Dumnezeu, uite așa m-a chemat la el. Uite așa îmi face. E, da. Numai că mă despart de avere, de cârciumă, de prieteni. Cel mai greu e să mă despart de tine, Dorele. Ah, lasă-mă, bă, și așa mi-a rău, mă, Bobiță, nu pleca, mă. Bă, acum, Dorele, băi, iată să ai grijă de cârciumă, ai înțeles? Că dracii te ia dacă... Ce, mă? Că dracii ne ia pe toți. Vezi, mă gândesc numai la draci. Eu de asta mă duc acolo, Dorele, pentru că cineva trebuie să lupte și cu demonii. Trebuie să fie cineva care să fie biruitorul atoputernic, care bate pe toți demonii din ai. Nu mai pot, Dorele, trebuie să plec la mănăstire. Ce, mă? Fratele meu, la revedere! Hai de capul meu, Bobiță! Băi, mă, trebuie să te las, ai grijă de tot, de cârciumă. Stai, mă, băi, nu pleca! Stai, mă, aceea, nu pleca, Bobiță! Da, bă, stai, mă! Lasă-mă, mă duc la mănăstire, că nu mai pot! Hai de capul meu! Bă, să ai grijă de cârciuma ta. Da, mă, hai de capul meu, ce mi-ai făcut tu mie! Tu te mai știu de aici, și las-mă în pace! Hai de capul meu! Dar bravo, fata mea, nu, e importantă chimia. Nu aia de la școală, nu. Ați mai prins? Ce hoață ești? Ce-a făcut? Alo? Ia de mână, închis și asta. Hai de capul meu. Hai, noroc, Giani. Bă, ce mă bucur că te-am prins acasă. Ce noroc, mă, ești nebun, ăsta e noroc. Nu mai este nicio combinație, bă, Bobiță. Zi-mă și mie, s-a schimbat limba română sau ce, că nu înțeleg. Sau ce, ce? Păi da, bă, tu mă știi bine, mă. Nu zice că nu mă știi, că tu mă știi bine. Tu ce vorbesc eu, mă, tu mă știi rău, tot ești tovarășul meu, ești nebun la cap. Nu există, bă. Tu mă cunoști, mă. Mă cunoști când... Stai puțin, fii atent, că nu te iau pe ocoli, te zic direct că n-are niciun rost. Că și așa am stat de vorbă cu prostul ăla Dorel, de mi-a dat mintea peste cap. Și aia se ia la televizor foarte clar, un singur prost pe zi, nu mai mult, da? Ce a zis la televizor, mă? A zis la televizor că pentru o viață sănătoasă se recomandă consumul la doar un singur prost pe zi. Asta a zis, dracii să mă ia. Când a zis, bă? Când a zis, bă? Ce contează când a zis, mă, Giani? Eu am venit aici să spun o treabă, mă asculți? Ideea e că trec printr-un moment care, cum ar veni, trebuie să stau la tine vreo 2-3 zile așa până trece vijelia, da? Ce vijelie? Ce vijelie? Nu zice că plouă? Hai de cap, exact când vreau să mă apuc și să spăl alea, să scot astea, le scotă până la soare. Unde mai că dacă plouă, dacă plouă nu mai... Fii atent. Băi, am o problemă cu banii, cu încasările în general, cu asta. Perioada asta cu pandemia, cu... M-a omorât cârciuma, nu merge niciun fel. Bine, nu doar pe mine, toată zona Horecla e la pământ, înțelegi? Că ne... Mă, ce vorbești, mă, că și eu vreau să vin la tine să te îndevorbă. Tu știi, a fost greu perioada asta. Rău de tot, bă, băiatul, deci dacă îți spun acum câte combinații m-am apucat mie, una după asta, una după asta, așa, bă, băiatul, deci te apucă toate alea, am... Și facturi, utilități de plătit, că stai curentul, stai apa, stai alea, trebuie să plătești toate. Drept culcat, în picioare, drept culcat, eu am făcut armată grea, Bobi, dacă mă vedeai în tranșeele alea, băi, dă capul meu. Ideea e că ăștia toți care vrea pe caiet, vrea pe datorie, nu vine nici... Eu am vrut să zic, Bobiță, eu am vrut să zic de mult, bă, nu mai da pe caiet, mă. Nu mai da pe caiet, dai la rude și la apropiați. Ce vorbesc eu, rude, mă? Ce vorbesc, rude? Că și asta-s niște jegoase, mă. Că vine unchiul și zice, n-am bani, vine, mă, tu și asta, că plătește unchiul. Deci lasă-mă și cu rudele astea, că nu e. Eu spun, mă, pe caiet ar trebui să dai doar la ăștia balabili. Giorno, cum sunt eu, cum ești tu? Am fost la Ardiles și am zis doar Ardiles. Ardiles a zis că mă duce la Slobozia, care o combinație acolo. Păi de ce te-ai dus, mă, la Ardiles, mă? Trebuia să fii la mine, pe eu știu Slobozia ca în palmă. A, dar chiar tu știi, mă, că asta e linia vieții, mă, nebun. Eu aveam o bancă de aia de la Slobozia, care aia că nu se încurcă cu hârtii, înțelegi? Nu e bune, mă, la bancă nu ești, mă, pe da, nu poți să citești, mă, literele alea, bă, că ești mingi rădător, să amestecă coloanele alea, dar nu înțelegi nimic, mă. Nu, tată, fără bănci, fără credite, fără nimic. Bă, banii tăi, tată, dacă ești. Încrederea. Încrederea, exact. Aici, bine ai zis. Ai punctat frumos că încrederea. Deci avem încredere unul în altul. Eu, de exemplu, dacă tu îmi spui mie, bă, Giani, vezi că îți dau bani? Păi merg până la capăt. Nu mă interesează de garanții și asta. De ce? Că tu ești băiat valabil, bă. nu ești vagabund. Bă, fii atent. Banca se cheamă Banca Încrederea, da? Unde m-a dus ăsta pe mine la Slobozia acolo. Ideea e că ăștia nu se încurcă cu hârtii, nu-și cere nici pe mama, nici pe tata. Mi-a cerut o copie de buletin, i-am dat copia de buletin, că ei vor să știe adresa, că în cazul în care nu dai banii... Ce ai făcut? L-ai dat adres. Greșit! Eu nu făceam scandal monstru, bă, băiatule. Nu acceptam niciodată așa ceva. Cum adică, bă, băiatule, vrei? Bine, nu vrei? Treaba ta. Eu spun, și în al treilea rând, Bobiță, eu spun, adresa mea e adresa mea, mă dau și eu acolo la o fată care îmi place de aia, înțelegi? Dar nici acolo, nici acolo, că fiate ce se întâmplă, bic cu el acasă și vagabonta, că nu ești tu atent, adică poate am și o treabă. Ideea că eu am cheltuit banii, nu mai am banii, am luat bani de la ei, i-am cheltuit pe toți. După aia, după ce am cheltuit, m-a sunat ăștia. Alo, domne, banii, că ai luat creditul să le dau cum ar veni. Domne, că stai, că să vezi, că n-am, că merge prost, că nu știu bine. După aia, a doua lună iar mă sună. Domne, că banii, stai, domne, că să vezi, că nu i-am, că nu știu ce. A trecut 3 luni, iar m-a sunat. Astăzi când m-a sunat, mi-a zis, gata, nu mai merge așa, domn Bobiță, la revedere, vezi că vine o mașină cu 2 băieți să vorbească puțin cu tine. Bă, tu ești nebun la cap, mă? Asta era, mă, de ce n-ai zis, bă, așa, de când ai intrat, bă, băiatul? M-a trecut toate transpirațiile. Deci cum bătea inima mine? Acum am crezut că ai venit să-mi cer bani, mă. Ia uite, bă, dar nebunești, bă, băiatule, deci m-am omorât. Ia uite, păi hai, ia uite, hai cu rezolvăm pe asta, mă, ești nebun. Mergem, vorbim frumos cu ei, că eu știi că sunt cel mai tare pe vorbim. Bă, nebunule, bă, tu nu înțelegi că ea nu vine să vorbească cu mine? Cum, mă, nu vine? N-ai zis că vine să stea de vorbă cu tine? Păi nu vine să vorbească, Giani, că e cămătar, nebunule. E de-aia de m-am dus și am luat bani de la ei și ea vine acum să rupă o mână, să-mi scoată un ochi, îmi bagă un cap de cal în pat de mă trezesc dimineața cu el acolo. Ăștia nu știe multe. Dar m-am gândit, am un plan așa, l-am făcut eu cât de cât, adică am plecat repede acum, am lăsat sertarul ăla deschis cu 2 milioane în el acolo la cârciumă, da? Că să vadă ei, nu știu ce, caietul de datorii, că dacă se uită în caietul de datorii, poate se gândește și ei, uite mă, că are de unde să ia bani, omul să-i dea înapoi, nu știu ce. Și cireașa de pături, fiată, l-am pus pe Dorele, a zis, Dorele, ești patron, gata, dacă vine ea și întreabă ceva, tu ești patron, s-a bucurat ăla și la revedere, că m-am gândit eu. Că așa e mai bine, înțelegi? Că vine ăia, îl vede acolo și... Dar de ce l-ai pus, mă, pe Dorel patru? De ce l-ai pus, mă, pe mine, mă? Că era mai bine, mă. Ce l-ai pus pe handicapat? Da, mă, puțin, mă. Nu lua așa, mă, că dacă e vorba de linie, de cum ar veni, de capitanie, de șef, de nu știu ce, pe tine te pun dacă e vorba de ceva. Dar acum m-am gândit eu la o treabă. L-am pus pe Dorel, că dacă îl vede ea că e handicapat, știi cum e, poate e ce lasă, bă, că e handicapat, nu-i face nimic, nu știu ce. Și ce poate se întâmple? Mai stă o zi pe lângă el, vede care-i treaba, mai stă încă o zi, 2-3 zile, dacă vede că nu se întâmplă nimic, pleacă și la revedere, înțelegi? S-au dus și am scăpat. Eu zic să stau liniștiți aici și asta aici, că să stau și eu pe la tine să... Ce vorbești, mă, nu există, mă, tu crezi că mi-e frică de aia, mă? Fii atent că lui Dorele i-a zis că a plecat la mănăstire, ca să știi. I-a zis, bă, mă duc la mănăstire, că mă gândesc că dacă îi întreabă ea, dar frate, tu unde? Domne, că a plecat la mănăstire și a pierdut urma, știi? Bă, fii atent aici, mă, deci dacă ea dă în tine, dă mine, mă, nebunule. Deci nu există așa ceva, mă duc să stau de vorbă cu ei. Bă, ce te duci, mă, tu nu înțelegi că ea te bate de te face carne de miște, iaște și mănește, își rupe o mână, nu e așa, nu vine să vorbească, a venit, ți-a dat și la revedere. Păi ce vrem să stau aici să tremur de frică? Nu există asta, mă, deci mă duc peste aici de bun, deci până la moarte și dincolo de noi. Bă, până la moarte și dincolo de noi, dar nu te duce că ne bate ea, te desfigurează, bă. Asta nu rămâne așa, bă, rămâne așa, bă, mă duc. Stai, mă, că te face carne de mici aia, bă! Giani! Băi, Dorel, te rog eu frumos, nu mai plânge, mă, că nu pot să beau berea asta. Cum mă să nu plâng, mă? Tu nu știi cum i-am să-ți place frățiorul la mănăstire, mă? Hai de cam eu și când te văd și pe locul lui, cum stătea el acolo, deci mă ia și mai tare, mă! Gianni, nu s-o... Bă, da, prost, se fată, că nu știi cum ai izramici ăștia... uiși. Acum poți să zici ce trebuie să fac ca să fii oață de inimă? Acum pot să zic ce trebuie să faci? Am luat și lanciul. Ești atentă? Bă, dar era bine dacă am luat și o siestă un pic, da. Tu te grăbești, da? Mă, cam grăbesc ca să nu-mi plece Robredo. Da, mă, cam grăbesc. Aha, deci fii atent. Totuși, mecheria e cu hoția asta de inimă. E să-l pui pe Roberto ăsta al tău să îmbrace o haină de la tine. A? Cum să îmbrace o haină de la mine? Hai de capul meu! Păi gata, mă, te rog eu frumos, gata, mă, că n-a murit. S-a dus la mănăstire. Ce vrei să zic, că odată era să ajung și eu să iau calea asta, să ajung, bă, facă lugăr? Ena! Dracu, mă, o să-mi filmul ăla în numele Trandafirului. L-ai văzut? Bă, bun film. Nu se mai fac, mă, filmele alea de altă dată. Ce vorbești, mă? Poate vrei să-mi spui Trandafirul Galben, care era cu Florin Piersic și cu buza de iepure. Nu, 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 ăla e altul, mă. Eu vorbesc de numele Trandafirului. Ăsta l-a scris Umberto Teco. Tecu, mă, mai ții minte, mă? Tecu, mă? A? Mamă, ce bun era sucul ăsta. Bă, de ce? Bă, nici sucurile alea de altă dată nu se mai fac, mă? Fau, era ca lumea de tot. Ăla de papaya îmi plăcea mie cel mai mult. Era putară de tot. Bubuială! Ce faci, bă? Ce, bă? Ce faci, bă, ăla a plecat la mănăstire și tu ce faci? Te râzi aici, curață? Cine, mă? Și de unde știi tu, mă, că a plecat Bobiță la mănăstire? Cum de unde știi, mă, că m-a sunat nebună să zică că a plecat la mănăstire? Alo, sunt eu prietenul lui cel mai bun, ai uitat, te faci că ai uitat acum sau cum? Te cap. Ce faci, mă, unde te duci? Unde mă duc, mă, în cârciu, mă? De ce? Ia uite de ce, mă duc la baie, nebunule! Ia că merg și eu cu tine la baie și stau cu tine acum! Unde să mergi la baie cu mine? Stai mai aici, că trebuie să vină o mașină cu unii de la bancă să stea de vorbă cu tine și vezi să nu cumva să le zici că ești handicapat, ca să supără Bobiță rău de tot pe tine, așa mai să zic. Cine ți-a zis, mă? Cine mi-a zis? Bobiță, nebunule! Când, mă, ți-a zis ție, Bobiță? Că m-a sunat la telefon să zică că a plecat la mănăstire, alo, eu, prietenul lui ce mai bun, au, uite că vin! Unde, mă? Deci fii atent. Ai văzut, mă, filmele americane cum face alea de-și pune cămășile la prietenilor? Aha. Tu faci aceeași tehnică, numai că e pe invers. Tu îi lași ceva de-al tău, o haină de-a ta, în calea lui. El o ia, se îmbracă cu ea, îți simte mirosul, înțelegi, să dă pe spate și ai furat inima. Atât de simplu e să devii hoață de inimă. Mamă, ce simplu era! Ai văzut pe aici pregătită, bă, gata. E, na. Da. Mamă! De la bancă, nu? Da, tu cine ești? Eu sunt patronul de aceea de la cârciumă, bine, nu sunt singure și frate, dar... Uite, chiar mi-am adus, uite, a plecat la mănăstire. Ia uite-l, bă, pe ăsta, n-am apucat să-l batem și bagă vrăjeala asta cu plânsul, mă. Unde-s, mă, banii? Alo, alo, băieții, stați, mă, că am ținut să plânge omul mai ușor așa și... Bă, umflature, tu stai, mă, acolo, că nu e treaba ta. Ce-a făcut, mă? Patroane, zi, mă, unde-s banii? El e patronul, nu sunt eu. Ce pat... Minte, eu sunt dacă client. Uite-i tu aici, că ai tu de datorii client. E Giani scris peste tot. Giani, adică eu. Adică client, nu patron, știi ce zic? N-am... Să vezi ce omorâți ei tu, prostule, după ce pleacă băieții ăștia. Bă, cine faci tu prost? Pe tine, mă! Ce asta? Geaca mea, ca să te îmbraci cu ea, știi? Bine, trebuia să fie cămașă, dar n-am acum la mine. Nu, nu, mersi, n-am nevoie. Ce, mă? Hai, bună ziua la toată lumea! Dorele, să că nu te-am prins într-un moment greșit. Eram cu băieții de la bancă care a venit de... Ce bine! Vă salut, să trăiți! Stai că e foarte bine! Îmi place, bă, că eu la lucrarea asta m-am băgat cu mine, mă? Firicel, și care dacă se îndoic, doi puterea crește și lucrarea e mare, sigur ai nevoie de bani. E foarte bine că faci un împrumut. Băi, Celentano, ei nu împrumută bani, mă, au venit să-l bată pe Dorel și să ia banii. Cere acum, aveam pretenții de la tine, chiar nu înțelegi? Ăștia, mă? Așa e, Dorel? Da, mă, vreau să mă bată să-mi și banii, alo, alo, bă, băieți și fete, ia luați-vă, mă, jucăriile și duceți-vă la voi acasă, că noi avem treaba noastră aici. Stop! Nu pleacă nimeni. Unul la mână. De ce ziceți voi că noi suntem copii, că sunt jucării? Ce dracu facem aici? Suntem la grădiniță? Doi la mână. Ce faceți voi înseamnă că vă opuneți la ceva care noi suntem artiști și vrem să facem lucrare care să rămână în istorie, da? Și voi, dacă vă opuneți, de cam deranjați. Așa că număr până la 3 ca să dispăreți. 3, 2, 1. Băi, băi, băi! Mamă, proștilor, că din cauza voastră nu pot să am și o relație lungă și de durată. A venit Bobiță! A venit Bobiță! Asta-ți dracu de incură, numai a venit Bobiță, a venit... A venit târziu, este... Fai de capul meu, domnule! Eu am fost să adun banii ca să vă dau bani înapoi prin tot satul, am umplat alea și acum cred că am ajuns... Liniștit, nu e nicio problemă, nu e grabă, când aveți dumneavoastră... Noi am venit doar să ne cunoaștem. Asta credeam și eu. Păi și eu acum ce fac? Stai liniștit, Bobiță, s-a rezolvat, mă, nu înțelegi? Bă, băieți, s-a rezolvat sau nu? Mai e vreo problemă? Nu mai e nicio problemă. Dați-i drumul, dai ce atunci. Ce dracu ați făcut aici? Să-ți văd să mă las să stau de vorbă un pic. Uite ce frumos s-a aranjat lucrurile, nu că iau bătaia. Nu mai văzut să vezi cum am intrat în ei, poate că mi era bata. Cine, mă, că Firicel curat i-a dovedit? Fii atent că ăsta furaca e tu de datorii. Ce a furaca e tu? Nu, mă, l-am luat ca să nu-l iau ăia, mă. Dorele, și cum mergem? Bă, forme geometrice. Dar așa, Celentano, te opresc puțin. Înainte să vă continuați voi discuția, că sigur era interesantă, trebuie să vă spun că pentru că ați fost băieți buni, din partea mea, dau o masă frumoasă, bere, mici, coniace, tot ce trebuie. Și un freș de portocale cu acii se știe din partea mea. Doamne, îți mulțumesc pentru proștești ai mei. Bravo, mă, băiatele mei. Mă duc la foc, la grăta. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.